Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. Alături de mine în studio a revenit doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante. Cu dânsa vom discuta în minutele următoare despre bitere. Va fi o a treia emisiune în care vom dezvolta puțin biterele suedeze, așa cum sunt cunoscute. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Așadar, biterele. Vom mai continua și asta să vorbim despre bitere, să spunem lucruri pe care n-am apucat în celelalte două emisiuni. Despre care parte exact doriți să discutăm astăzi? Eu m-am gândit să discutăm despre un concept de biter pentru tonifierea sistemului nervos, care să fie... în compoziția căruia să intre plante inspirate din Sfânta Biblie. Am înțeles. Și de aceea m-am gândit să fie un biter tămăduitor al sufletului și al trupului. Ce frumos v-ați exprimat! Da. În Sfânta Biblie, omul este văzut ca ființă dihotomică formată din trup și suflet. Dar... importanță mai mare îi se acordă sufletului, pentru că acesta poate vindeca chiar singur cu ajutorul puterii Duhului Sfânt. Dumnezeu, când a creat plantele în ziua a treia a Genezei și le-a dăruit omului în ziua a șasea a Genezei, s-a gândit la toate trebuințele omului, la hrană, medicamente și înfrumusețare. Dar Dumnezeu ne-a dat și înțelepciunea care să ne ajute să cercetăm plantele și să le recunoaștem pentru ca să putem selecta în funcție de trebuința noastră care plantă se potrivește cel mai bine. Citez. Domnul a zidit din pământ leacurile și omul înțelept nu le va defăima. Din Vechiul Testament, înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 38, 4-6. Noi știm că Dumnezeu nu a creat nicio plantă care să-i fie dăunătoare omului. Atunci când vorbim noi de plante toxice sau otrăvitoare, vorbim de plante pe care nu putem să le folosim noi simplu în bucătăria noastră. Pentru că între doza bună, doza terapeutică și doza toxică sau nefolositoare există o mică distanță. Și de aceea aceste plante se folosesc pentru prepararea unor medicamente foarte importante și foarte bune, dar în laboratoare specializate după tehnici potrivite și cu respectarea dozei potrivite. Chiar Sfântul Vasile cel Mare spunea: chiar și plantele otrăvitoare ne sunt și nouă folositoare în unele ocazii. Am încheiat citatul. Deci, biterul acesta despre care am zis că vrem să fie un biter pentru tonifierea sistemului nervos, ar trebui să fie un biter care energizează și tonifiază corpul nostru, care înlătură blocajele energetice și asigură un caracter calmant la nivelul întregului organism. Acest biter ar trebui să confere un confort psihic și echilibru emoțional. Așa ne gândim noi, pentru că conține plante biblice de mare valoare. Dintre plantele componente, să amintim câteva. Isopul, busuiocul, rosmarinul, sunătoarea, sânziana, trei fraspătați, sulfina, schinelul, salvia și altele. Fiind tot un biter, este vorba tot de o tinctură din plante amare și aromatice, într-o macerație naturală, da, cu de natură hidroalcoolică, cu alcool de înaltă puritate.
Numai că, vedeți, dumneavoastră, am vorbit de altă dată, dacă e bitter digestiv, preponderența o au plantele digestive. Dacă e bitter cardiovascular, preponderența e plantele cardiovasculare. Dacă e bitter pentru tonifierea sistemului nervos, înseamnă că preponderența sunt plantele care ajută sistemul nervos. Deci, să ne gândim așa ca și un bitter, ca și un remediu care armonizează prin sistemul nervos toate funcțiile vitale ale organismului într-un tot unitar care este organismul. Să luăm așa câteva plante, să arătăm valoarea lor. De exemplu, isopul. Este o plantă pe care a amintit-o psalmistul David în psalmul 50, ca fiind o plantă cu rol de curățire a întregului organism. Într-adevăr că isopul, prin conținutul în substanțe active, realizează acest lucru. Pentru că isopul curăță organismul și purifică sângele. El curăță căile respiratorii prin expectorație. Curăță ficatul prin dezintoxicare. Curăță sângele prin eliminarea depozitelor lipidice și a depozitelor de calciu. Restabilește echilibrul hidric și de aceea acest bitter care se adresează sistemului nervos va echilibra circulația la nivelul întregului organism și va restabili și tensiunea arterială, pentru că este foarte importantă circulația pentru buna funcționare a organismului. Prin uleiul esențial pe care îl conține, știm că uleiul esențial totdeauna sunt bogate în antibiotice, de aceea putem spune că isopul are un caracter de a combate infecțiile. Isopul este o plantă cu caracter calmant asupra sistemului nervos. Ridică spiritul și curăță mintea. Dă o stare de bine și de curaj. De aceea se recomandă persoanelor emotive, cu obsesii, cu fobii, depresive, anxioase, astenice. Această plantă isopul crește la noi în țară, dar pe solurile calcaroase, mai puțin în nordul țării, mai mult în sudul țării. Este o plantă care preferă lumina și căldura. Eu am făcut cultură de isop ca și în scop de cercetare și a mers foarte bine și aici la noi, în Maramureș, dar am cultivat isopul și l-am îngrijit. Și l-ați monitorizat. Da, bun înțeles. Am înțeles. Eu am cumpărat ca și condiment. L-am găsit undeva într-un supermarket, așa ca și condiment, dar nu l-am folosit, deci nu pot să spun ce gust are. Da, are un gust aromat foarte plăcut. Conține hisopină, o substanță aromatică amară care îi dă gustul și calitatea terapeutică. Mai conține și săruri minerale de calciu, potasiu, fier împreună cu cupru, ceea ce înseamnă că rezolvă și problemele de anemie, și flavonoizi, ceea ce înseamnă că pe lângă partea sistemului nervos rezolvă și partea circulației. O altă plantă care este tot de inspirație biblică este busuiocul. Busuiocul este o plantă venerată la multe popoare. De exemplu, indienii o numesc Tulsi și prin asta acest cuvânt s-ar traduce în busuioc sfânt sau elixirul tinereții. Pentru ortodoxii din toată lumea, busuiocul este o plantă sfântă și însoțește toate ritualurile religioase. Deci aș putea să spunem că pentru noi busuiocul reprezintă curăție, sfințenie și purificare. Busuiocul este o plantă care revigorează sistemul nervos pentru că stimulează circulația cerebrală și îmbunătățește oxigenarea celulară.
De aceea, busuiocul este foarte bun pentru bunătățirea memoriei, în caz de stres, de oboseală. Busuiocul este un remediu pentru răgușeală, pentru laringită, pentru că tonifică și curăță toate, în general, căile respiratorii. Asta n-am știut. Da, este foarte bun. Curăță și sângele, tonifică inima. Eu știu foarte mult despre efectele benefice asupra tubului digestiv. Da, dar știți că dizolvă și elimină depunerile de pe căile renale? Nu. De la nivelul rinichilor și vezica urinară. Deci ca atare, dacă vom bea câte un ceai de isop sau vom folosi isopul într-un biter, atunci se vor elimina depunerile de la nivelul rinichilor înainte de a se constitui în pietre sau în calculi renale. Este un antibiotic care acționează chiar și pe bacterii rezistente la antibioticele clasice, așa cum este, de exemplu, o bacterie patogenă urâtă care se dezvoltă la nivel digestiv numită Shigella. Deci poate să o distrugă. Mai ajută acest busuioc și la recăpătarea mirosului pierdut dacă vom inspira vapor din ulei esențial de busuioc. Iar indiferent de cauza pentru care s-a pierdut mirosul? Acum, cauze sunt mai multe. De aceea am spus. Cauze mai simple. Acum, am înțeles. De orice etiologie ar fi, probabil îmbunătățește, chiar dacă... Deci, chiar dacă, nu, să zicem noi, nu ne recăpătăm întru totul un simț, dar faptul că am evoluat, faptul că am recăpătat o parte din simțul respectiv, eu cred că este foarte mult. Știu, să nu dăm speranțe false telespectatorilor noștri de să încerce, că da. Oarece efecte tot vor da, exista. Noi nu ne referim la bolile grave, unde este vorba de activitatea medicului, unde este vorba de intervenție, de medicamente. Noi ne referim la probleme mai simple. Am înțeles. Iar prin, sub formă de comprese sau masaje, poate să reducă durerile de cap, poate să reducă starea de anxietate. Și busuiocul, ca și celelalte, cum am vorbit, conține vitamine, cum ar fi vitamina C, vitamina A, complexul B, conține minerale de calciu, magneziu, fosfor, fier. Deci cam toate aceste plante sunt bogate și în vitamine și în minerale, de unde rezultă și caracterul imunostimulant. O altă plantă care e inspirată tot din Biblie este rosmarinul. Rosmarinul este planta veșnic verde, simbol al nemuririi și regenerării. Chiar și astăzi, în unele zone din Grecia, persoane care pleacă în veșnicie, îi se pune o crenguță mică de rosmarin în mână ca semn că atunci când se va reîntoarce, va fi regenerat. De altfel, grecii asociază această plantă, pentru că la ei crește în cantitate foarte mare, peste tot există rosmarin, la noi în țară numai în ghivece. Deci grecii asociază această plantă cu zeița Afrodita, cu simbolul iubirii, iar romanii asociază planta cu simbolul înfrumusețării. Dar de fapt ambele sunt adevărate, pentru că în rosmarin sunt substanțe active pentru rezolvarea ambelor probleme. Să știe că apa de rosmarin sau cremele care conțin extract natural de rosmarin înfrumusețează, deci sunt foarte bune pentru întinerirea tenului. Iar în compoziția acestei plante se află o substanță numită safranină care intră în componența hormonului iubirii. Deci, ca atare, ambele popoare au dreptate prin ceea ce spun. Această plantă, deci rosmarinul, întinerește și redă energia necesară organismului.
Mă amintesc cum Dioscoride, care a trăit, adică el fiind un botanist și un medic, care a trăit între anii 40-90 după Hristos, spunea că preparatele din rozmarin, după ce ajung în organismul nostru, întâi lucrează pe teama și fricile noastre. După aceea poate să lucreze liniștit pe ficat și pe fiere. Interesant. Cât de frumos da. Spune el. Oricum și această plantă, rozmarinul, așa ca, tot așa ca și busuiocul, ca și isopul, este o plantă tăbăduitoare în tot felul de afecțiuni nervoase, nevroze, dureri de cap, tensiuni nervoase, contracții musculare cu origine nervoasă, poftă de mâncare exagerată sau diminuarea poftei de mâncare pe linie nervoasă. Deci este o plantă folositoare care, din alt punct de vedere, antrenează mintea și spiritul. Deci, ca atare, este bună și pentru stimularea facultăților mentale. Altă plantă pe care am putea să o amintim și despre care noi am mai vorbit este sunătoarea. Este suficient să spunem cuvântul Hypericum perforatum ca să ne dăm seama că această plantă conține niște perforații care se pot observa atunci când punem planta la lumină și ne uităm prin frunze sau prin petale, o să vedem niște perforații care nu sunt altceva decât pungi cu uleiuri eterice. Și tocmai aceste pungi deosebesc specia Hypericum perforatum de celelalte specii de sunătoare, care toate sunt nemedicinale. Această plantă are o denumire în țara noastră de sângele Domnului. Cred că se referă la faptul că atunci când strivim câteva frunze de sunătoare între degete, observăm un lichid roșietic și cred că acel lichid roșietic amintește de sângele Domnului. De ce este acel lichid roșietic? Compoziția de uleiuri eterice. Deci uleiurile. Din pungile de uleiuri eterice. Sunătoarea este planta care a fost foarte mult cercetată din punct de vedere antidepresiv și antistres. S-a constatat că sunătoarea ajută la transformarea aminoacidului numit triptofan în serotonină, ceea ce dă buna dispoziție și fericirea pe cale nervoasă. Iar noaptea, triptofanul se transformă în melatonină, hormonul somnului. Eu am observat că prin aparatul de biorezonanță, bun înțeles, sunt persoane care au cantitate mare de triptofan, chiar mai mare ca și doza maximă, și totuși nu sunt fericite. Nu se simt bine și nu dorm bine noaptea. Sau chiar am observat la serotonină că au prea multă, dar nu este folosită de corp. Deci care ar fi explicația? Deși ei au mâncat corect, au aminoacidul necesar în corpul lor, dar sistemul nervos, creierul, care trebuie să proceseze, adică să transforme aminoacidul în serotonină sau serotonina în forma ei de exprimare, senzație de bine, nu se face corect și nu se face suficient de bine. Și iată deci că sunătoarea ar putea ajuta aceste persoane. Da. Ce altă plantă mai avem în compoziția bitterului? Să mai spunem puțin despre sunătoare, măcar să amintim de partea digestivă. Okay. Deci, de exemplu, ea conține hipericină și substanțele amare care îi dau caracterul de antibiotic și prin aceasta de combatere a infecțiilor digestive, renale și în tot organismul. Ea mai conține hiperforină, despre care mai vorbim noi odată, și uleiul esențial. Aceste două îi dau caracterul antidepresiv sunătoarei. Sunătoarea mai conține colină și acid valerian, care contribuie la trezirea minții și liniștirea sufletului. Flavonoidele care se găsesc în componența ei contribuie la relaxarea vaselor de sânge, pentru că sistemul nervos, ca să poată funcționa bine, are nevoie de o circulație bună, pentru că prin circulație celula nervoasă primește și nutriția
și oxigenul. Extern, cine nu știe, cremele de sunătoare, că sunt de bune în nasuri, în degenerături, în tot felul de tenuri care sunt mai veștejite, ridate, îmbătrânite, sunătoarea este un remediu excepțional. Și să trecem mai departe, cum a spus dumneavoastră, și ajungem la sânziană. Prin cuvântul sânziană ne gândim la toate sânzianele, indiferent ce culoare au. Dar eu vă spun că ar trebui să ne... Lumea, în general, o folosește sânziana acea galbenă, care se numește Galium verum. Alături de ea, în perioada respectivă, mai înflorește încă o sânziană albă, tot mirositoare, tot la fel, la fel sunt dispuse frunzele și florile, care se numește Galium molugo. Deci aceste două sânzienie sunt foarte bune din punct de vedere medicinal. Le întâlnim și în zona noastră? Dar să nu confundăm, că aici vreau să ajung, înainte de aceste două sânziene, crește o sânziană mai primăveratică, numită Galium vernum. Este deosebire, numai o literă. Verum, vernum. O sânziană de primăvară care este mai mică ca și statură, dar are aromată, are aceeași dispoziție a florilor, frunzelor și se poate confunda foarte bine cu celelalte. Deci această sânziană nu este medicinală. Asta am vrut să spun. Nu este medicinală, dar este o foarte bună plantă tinctorială. Să obțin niște nuanțe de verde excepționale în această plantă. În ziua de 24 iunie, știm că este sărbătoarea nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În popor, mai ales la români, se crede că în această zi toate plantele medicinale și mai ales sânziana are cele mai mari puteri vindecătoare. Și să știți că așa este. Pentru că, din punct de vedere științific, această dată de 24 iunie corespunde cu epoca maximă de recoltare a tuturor plantelor, mai ales, adică a plantelor de perioada de vară, mai ales a sânzienei, și în această perioadă conține cele mai multe substanțe active din an. Am înțeles. Pentru că suntem aproape la finalul emisiunii, mai avem un minut. Aș dori, eventual, dacă doriți, careva dintre plantele care sunt în acel... Biter, să o menționați. Vai, ce repede a trecut, dar sânziana, să nu uităm legătura cu limba. Dacă doriți, ne limităm la sânziana. Cu tiroida, e bună și în hipertiroidie, și în hipotiroidie. Toate problemele de tiroide le poate ajuta. Și dacă mai știm cu ce să combinăm tiroida, putem singur să ne rezolvăm problemele de tiroide, mai ales în faza de început. Ce să vă spun? Dar faptul că închega oarecând laptele. Nu existau cheaguri cum există acum, deși se punea sânziană și se prepara prânza. De aceea în unele zone și astăzi mai spune la sânziană închegătoare. Interesant. E o plantă tare, tare interesantă. Bun, să mai zicem planta trei fraspătați sau panseluță sălbatică, cum îi mai zice. E o plantă foarte bună din punct de vedere depurativ, din punct de vedere dezinfectant, pe toate căile acționează, pe cale diuretică, depurativă, renală. Deci această plantă conține un alcaloid numit violină care poate declanșa dezintoxicarea chiar pe loc. De exemplu, dacă am inhalat o substanță toxică și facem un ceai din această plantă, imediat se declanșează o vomă, se declanșează eliminarea pe calea intestinului și noi eliminăm rapid toxina fără să ajungă să intre în sânge. Am înțeles. Interesante lucruri ne-ați spus astăzi despre unele plante despre care noi am mai amintit în timp. În concluzie, că mai ar fi multe de spus, dar dacă nu se poate, să zicem așa, biterul ierburile vieții este un biter care îl folosim pentru tonifierea sistemului nervos. Deci îl folosesc oamenii sănătoși pentru tonifierea sistemului nervos, dar îl putem folosi și pentru ameliorarea unor afecțiuni pe cale nervoase, pentru nevroze, stări de ansietate, stări depresive, astenie de primăvară sau alte forme. Deci și
putem să-l folosim și pentru îmbunătățirea funcțiilor psihice, adică îmbunătățirea memoriei, atenția, concentrării, să fim mai vioi, să fim mai veseli, mai... O stare generală de bine. O stare generală de bine, mai bine, să fim mai bine încadrați la societatea actuală. Am înțeles frumos, terminați emisiunea de astăzi. Mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Vă aștept și data viitoare să discutăm despre alte afecțiuni și alte plante utile pentru corpul nostru. Cu mare plăcere. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți. La revedere!